Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Numele Adevărului, ultima ediție din această săptămână. O să vorbim despre situația învățământului din județul Gorj, despre situația cadrelor didactice. Alături de noi se află domnul Constantin Huic, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ. Bună seara, bine ați venit la Goștele! Bună seara, bine v-am găsit. Am descoperit o situație, cel puțin pentru mine, neobișnuită. Am navigat, că e un termen la modă, pe internet, pe site-ul primăriei municipiului Târgu Jiu și am găsit o listă cu salariile funcționarilor, noile salarii, pentru că au fost majorate, din câte știți și dumneavoastră. Nu știu care e situația în învățământ, dacă s-au majorat salariile. Dar este o situație actualizată din data de la sfârșitul lunii septembrie, deci sunt date proaspete și sunt, repet, este o listă luată de pe site-ul primăriei municipiului Târgu Jiu. Ceea ce vă spun este de pe site-ul oficial al primăriei și văd aici un îngrijitor care are un salariu de 2000 de lei, la care se adaugă un spor de condiții vătămătoare de 200 de lei. Mai văd un muncitor calificat care are un salariu de 2350 de lei plus un spor de 235 de lei pentru la fel condiții vătămătoare. Să vă dau exemplu și unui șofer care are un salariu de 2630 de lei fără astfel de condiții. Un portar, de exemplu, 1800-2000 de lei. Nu beneficiez de acest spor de condiții vătămătoare. Are spor de noapte, probabil. Știu că un cadru didactic debutant nu câștigă atât. Vorbim de un profesor care învață în permanență ca să se pună la punct, este obligație cu toate noutățile. 1500 salariul unui debutant net. Iar un profesor cu experiență, 1440, un iar un profesor profesor cu debutant. experiență de peste 10 ani vechime ajunge aproape de 2000 de lei, jur de 2000 de lei salariu net. Adică să ajungem într-o situație stranie, o femeie de serviciu de la primărie să câștige mai mult decât un profesor. Vorbim de unde vorbim de echitate Vorbim de o socială, lege, echitate? vorbim de o lege a salarizării neunitare. Nu, legea salarizării unitare 153, pe care noi sindicatele l-am avut ca obiectiv pentru 2017, susținerea și elaborarea acestei legi a salarizării unitare. Am vrut noi. Dar guvernul a decis să fie o lege a salarizării neunitare. În primul rând, că această lege a salarizării a intrat în vigoare și s-a aplicat prima dată aleșilor locali, parlamentari, tot ce înseamnă aparat aparat birocratic. administrativ din primării, consilii județene, prefecturi și așa mai departe, până la președintele țării. Urmând ca celelalte sectoare bugetare să se aplice, celorlalte sectoare să se aplice de la 1 ianuarie. Vedeți dumneavoastră, aceste grile de salarizare, deci ei și le-au făcut după cât le-a trebuit. Iar pentru ceilalți bugetari, au lăsat cât vor ei să dea, nu cât trebuie. Există un cost standard per elev, în baza căruia se face bugetul pentru salariile profesorilor. Și acel cost standard este, așa cum spuneam, cât vor ei să ne dea, nu cât trebuie. La ora actuală sunt școli care și-au terminat banii de salarii pentru anul 2017. Deja de 2 luni de zile a început acest proces lunar de rectificare a bugetului, de la inspectoratul școlar către finanțe, finanțele către consiliile locale, ia de la o școală care are mai mulți bani, dă pentru celelalte școli. Iar probabil prin luna noiembrie, tot sistemul de învățământ din județul Gorj
va rămâne fără bani de salarii. Urmând să, așteptând rectificarea care se va face la nivelul Ministerului Educației. Vorbind de aceste salarii care sunt în administrația locală, mergem, deci știm și noi aceste exemple. Și din păcate, deși este aceeași muncă, dar răspunderea este diferită dintre un îngrijitor de la școală, un îngrijitor de la grădiniță și un îngrijitor de la Consiliul Local, care doar mătură și spală, un îngrijitor de la o grădiniță se ocupă și de copii. Pentru că părinții aduc, începând cu ora 6 dimineața, pe copii la grădinițele cu program prelungit. Și cei care îi ia în primire sunt acești îngrijitori. E mai mare responsabilitate, spuneți. E vorba de responsabilitate. Acești oameni, copiii stau cu acești oameni până când vin educatoarele la ora 8. Ei îi ia, merg cu acești copii la toaletă. Ei merg, le pune masa, le ridică masa, le fac ce patul să doarmă la prânz, îi ajută să mănânce, că un copil la 3 ani sau 2 ani, când îl aduce în sistemul de învățământ preșcolar, nu știu nici să mănânce. Ori să ai un salariu cu o diferență la salariu față de acel îngrijitor, acel de la Consiliul Local, de la primărie, de unde, cum i-am spune, care doar mătură, spală și eventual le spală ceștile de cafea ale celor care lucrează prin birouri. Mai am și secretar. Păi nu, nu, dar vedeți-vă cum? De treabă, secretarele nu fac de ăștia. Cum s-a ajuns în situația de a nu mai exista bani pentru plata salariilor? Pentru, v-am zis, salariile se stabilesc în funcție de acest, de fapt nu salariile, fondul de salarii se stabilește în funcție de acest cost per elev de numărul copiilor. Sunt unități școlare care au câte 120-130 de copii și altele care au câte 2000 de copii, peste 1000 de copii, și la acestea fondul de salarii ajunge, chiar este, deci, prin acest cost standard per elev. Dar având o școală mică, cu copii puțini, vedeți dumneavoastră, un rând de clase, una este să ai un rând de clase cu 30 de copii în clasă, deci de la 1-a până la a 8-a, cu 30 de copii, și alta este să ai un rând de clase cu 15-20 de copii, da, în clasă care vine. Trebuie să se echilibreze pe parcurs? Pentru că se echilibrează prin aceste rectificări bugetare, dar nu este corect. Ceea ce am reușit să înaintăm o discuție cu Ministerul Educației, cu Ministerul Finanțelor și cu Guvernul, ca aceste cheltuieli de personal să nu mai fie făcute prin consiliile locale și să se renunțe la acest cost standard per elev și banii să vină direct de la minister către inspectoratul școlar, și atunci, la început de an școlar sau la început de an calendaristic, fiecare unitate școlară știe, domnule, eu am profesori, atâția profesori cu salariile respective, ăștia sunt banii care îmi trebuie de salariu, îi prinde în bugetul inspectoratului, bugetul inspectoratului transmite la minister și poate, pot să facă un calcul real. Dacă mie îmi dă 5 lei și las că mai vedem noi pentru fiecare elev și vedem cum rectificăm, niciodată nu vor ajunge. Acum rețeaua e mai complicată, această rețea prin care se derulează banii, fondul de salariu ajung la consiliile locale, da, la primărie, din cota apoi parte, da, din cota parte de TVA, deci circuitul este inspectoratul, școala
vede că nu mai are bani, face solicitare la inspectoratul școlar. Inspectoratul școlar în Consiliul de Administrație aprobă rectificarea bugetară și ia de la alte școli și pentru face rectificare pentru școala care a rămas fără, transmite la finanțe, finanțele la primărie. E, și aici intervine primăria, pentru că noi de regulă în învățământ între 5 și 15 ale lunii sunt zilele de salariu. Ori, ca să poată să aloce, să facă această rectificare bugetară transmisă de finanțe și Consiliului Local, aceștia trebuie să facă ședință de Consiliu Local. Ori dacă ei au planificat ședința de Consiliu Local la sfârșitul lunii, în cele mai multe situații, aceștia se amână plata salariilor până către sfârșitul lunii. Lucru și care nu este... apar întârzieri. Apar întârzieri. Ori angajatorul este obligat să achite în... la datele stabilite salariile și dacă s-ar aplica legea, deci cel care se face vinovat pentru întârzierea plății salariului conform codului muncii, normal trebuie sancționat. Iar până la urmă, dacă se mai întâmplă așa, putem să mergem și cu o acțiune penală, pentru că eu trebuie să-mi iau salariul. Eu ți-am muncit... La ITM, da, să, exact. Ei ar trebui să verifice situația. Și puține sunt consiliile locale care fac ședințe extraordinare. Care a fost cea mai mare întârziere la plata salariilor? Au fost de 2 săptămâni... chiar 3, adică aveau zi de salariu undeva până în 10 și de-abia în ultima decadă a lunii au făcut aceste consilii. Unii au trebuit să facă consilii extraordinare și ședințe de consiliu și s-au convocat. Sau Ministerul Educației nu vede că există, nu văd cei de acolo că există o problemă în a asigura o funcționare corespunzătoare a modului în care se face plata salariilor? Din punctul de vedere al școlii, al inspectoratului, problemele sunt rezolvate, că acestea se transmit în timp util către adresele respective. Da, sistemul probabil că nu funcționează corespunzător. Da, totul se oprește, deci aceste întârzieri sunt complicat din cauza consiliilor locale. Sunt consilieri care nu vor să țină ședința mai devreme, deci ca să poată să-și ia... Deci și în perioada următoare vom avea mereu probleme de genul acesta, că ei vor trebui să facă aceste ședințe mai devreme. În urma... Noi am făcut o unde solicitare... Unde a fost problema așa mai mare cu plata, cu întârzieri de la plata salariilor profesorilor? Cred că Bumbești-Pițic a fost luna trecută o situație de genul acesta. Am înțeles acum că este o problemă la Țicleni. Nu știu dacă astăzi și-au luat salariile, la fel la Turburea mă anunțau colegii, dar acolo era o problemă vis-a-vis de conducerea primăriei care le solicita să scoată acel spor din spor de condiții vătămătoare din salariu, să nu se acorde. Și venim la acest spor de condiții vătămătoare care am văzut în grila pe care ați prezentat-o pentru un îngrijitor de la primărie, pentru un muncitor de la primărie, care au astfel de condiții, la noi în învățământ se consideră că nu este legal. Legislația în vigoare este confuză, deci unele legi și acte normative s-au abrogat odată cu apariția unei noi reglementări, altele nu, încât nimeni nu mai are curajul ca să mai spună dacă este sau nu este legal să se acorde. Mai mult, instanțele dau sentință favorabilă la unii, la unii le respinge. Avem situații în care în aceeași școală aceeași speță, deci două secretare, amândouă de peste 20 de ani în același birou, una a câștigat în instanță, una a pierdut.
Cum vede și nici ceea ce primim de la Ministerul Educației nu este ceva imperativ. O adresă către inspectoratul școlar, începând cu data de, nu se mai plătește sporul de condiții și să spună motivul pentru care. Au transmis tot felul de note. În atenția inspectorului general, conform la articolul legea, conform, nu se plătesc sport de condiții vătămătoare. Dar ce este acest sport? Să ne explicați puțin. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? De acest sport s-a beneficiat până în 2009 și iar după aceea legea 63/2011 când a apărut, deci până în 2011 și pe urmă când a apărut legea 63 a salarizării cadrelor didactice, atunci făcea o trimitere, cine l-a avut în decembrie 2009, beneficiază în continuare de el. Iar actele normative care s-au succedat după legea 63 făceau trimitere la acesta și care veneau, unele abrogau, unele ce, nu. Era acordă? Vorba pentru sporul de ecran, în primul rând, erau vorba de profesorii și informaticienii din școli, secretari, contabili. Acum nu toți profesorii lucrează cu calculatorul. Cum? Nu toți profesorii lucrează cu calculatorul. Profesorii de informatică care lucrează, își desfășoară orele în laboratoare de informatică. Vedeți, dumneavoastră, nu este sport, toată lumea îl consideră sport de ecran, adică de acel sau ecran, da, acel ecran este dăunător sau ochilor. Nu e vorba de acela, este vorba de radiații electromagnetice pe care le emană aparatura în sine, nu ecran. Doar la acești profesori care de la acestea, secretarii care lucrează absolut toate documentele se lucrează și toate situațiile care le cere inspectoratul unii au beneficiat, unii nu. Și aici apare iar la fel diferența între o școală în care s-a acordat acest sport și alta la care nu s-a acordat, e o diferență de aproape 12.000 de lei într-un an de zile. Și sunt oameni care au aceleași condiții, aceeași pregătire. A fost și un întreg scandal, mă, cu puțin timp. Și mai este încă. Minister, și acea comisie au venit și au plecat și au lăsat lucrurile tot încurcate. Încă, deci de 2 săptămâni sau 3 de când au plecat, nu s-au dat niciun, n-au transmis niciun comunicat dacă e corect, nu e corect aplicat. Pe, domnul Ișvan spunea că nu este legal acest spor. Domnul inspectorul general are dreptul să judece cum consideră dumnealui actele normative care sunt referitoare la asta. Are un jurist, noi sindicatele nu avem juriști ca să spunem, domnule, este legal. Ministerul este cel care trebuie să hotărască. Și în momentul de față sunt unități școlare care acordă care acordă sport? Unele nu. Ce se întâmplă? Totul se transmite până la apariția sau unui regulament de sporuri, care trebuia făcut de către Ministerul Educației chiar din 2011, de când s-a dat această legea 63, care făcea trimitere pentru acordarea acestui spor. Toți cei care s-au perindat pe la Ministerul Educației i-au acordat o atenție, mai puțină atenție, adresele și solicitările sindicatelor nu au fost luate în calcul. În cele din urmă, anul acesta s-a demarat discuțiile pentru acest regulament de sporuri. Dar reușisem să ajungem la o înțelegere cu reprezentanții Ministerului Educației, în care erau prevăzute niște sporuri de condiții vătămătoare pentru cei care lucrează cu calculatorul și în laboratoarele de informatică, îngrijitorii care lucrează cu substanțe toxice de curățenie, pentru muncitorii din cei care lucrează în laboratoarele de chimie, în biblioteci cu un volum mai mare de
mult de 12 volume în bibliotecă pentru spălătoresele din spălătorii, dar totul a fost frumos până a ajuns la Ministerul Finanțelor și la Ministerul Muncii și ni l-au dat înapoi. Dar știu că se blocaseră la unele școli care acordau acest spor, se blocaseră salariile. Da, au fost blocate, într-un final nu putea, vedeți dumneavoastră, pentru 2-3 oameni, 5 oameni care primeau, trebuia să primească acest spor, nu putea ca să lase o întreagă unitate școlară fără salarii. Păi și cine trebuie să renunțe, școala respectivă? Inspectoratul școlar solicita ca școala să renunțe la acest spor ca să poată să... Unii au renunțat, unii nu, iar inspectoratul a dat. Iar la fel o inegalitate sau într-o școală și alta, cei care au fost... s-au conformat. Păi chiar l-am avut invitat la una dintre emisiuni pe domnul profesor de informatică, domnul Nodea, care pregătește lotul național al României și îmi spunea că dânsul, de exemplu, la Colegiul Național Tudor Vladimirescu nu primește acest, nu beneficiază de acest spor. Nu beneficiază. Da, și așa sunt școli care au beneficiat din totdeauna și altele care nu au beneficiat sau au beneficiat sporadic. Ce alte sporuri mai beneficiază în cadrul didactic? Sporurile noastre, sporul de vechime, sporul de dirigenție, care îl, deci și care îl primesc, nu toți profesorii, decât profesorii care sunt diriginți. Sporul de doctorat, care au iar la fel titlul de doctor obținut. În rest, alte sporuri nu avem. La cât se ridică acest spor de doctorat? 15%. Acum s-a schimbat după 153. Este 50% din salariul minim pe economie. Ne oprim aici prima parte a emisiunii. Urmează o scurtă pauză de publicitate. Revenim în câteva minute la Gorj TV, la emisiunea Numele Adevărului. Am revenit la emisiunea Numele Adevărului la Gorj TV. Alături de noi se află domnul Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj. Vorbeam despre sporurile care sunt acordate în învățământ și spunea și dumneavoastră că există așa o bulibășală, adică nu se știe cu exactitate care sunt sporurile legale, care sunt, se acordă în mod corect. Unele școli acordă acest spor de condiții vătămătoare, alte școli nu-l acordă. Un întreg haos până la urmă. Ce vești aveți? Adică când se vor clarifica toate aceste lucruri? Știu că în urmă cu puțin timp ați participat la o pichetare a sediului prefecturii. Există un program al protestelor și care ar fi principalele revendicări, dacă printre revendicări sunt cuprinse și aceste probleme cu sporurile care se acordă. Da, regulamentul de sporuri este o prioritate la ora actuală. Sperăm, deci cred că astăzi s-a întrunit din nou comisia la Ministerul Educației împreună cu sindicatele pentru a discuta aceste sporuri. De ce trebuie neapărat, pentru că, și de ce trebuie acordate? Pentru că sunt sentințe judecătorești. Ori printr-un ordin de ministru și printr-un regulament, chiar dacă este printr-o hotărâre de guvern, nu poți ca să oprești o sentință judecătorească. Iar atunci singura soluție care este acordarea acestor sporuri pentru toți angajații din învățământ, sub diverse procente, în funcție de timpul care lucrează la calculator, timpul care lucrează cu substanțe nocive, cât lucrează în centrală, toate acestea. Sperăm să și reușească reprezentanții noștri să prindă, să
Da, mai ales acordarea că, acesta, că în alte instituții se acordă în alte peste instituții tot, pentru deci angajații altor instituții. Se acordă de numai stat. Pentru cei din învățământ, nu. Și au fost și organe ale statului în control în unitățile școlare și nimeni nu a zis nimic de plata acestui spor. Acum vom vedea ce va fi. Care este programul da, protestelor pe care... Programul protestelor, noi am încercat, am avut o tentativă să organizăm o grevă generală la sfârșitul anului școlar în care am strâns semnături foarte sub influența și la presiunea părinților, cadrele didactice nu au mers pentru declanșarea unei greve generale și să oprim, să blocăm examenele de sfârșit de ciclu de învățământ, de evaluare națională și bacalaureat. Sperăm și în urma discuțiilor și ședințelor care le-am avut, am căzut de acord să demarăm aceste acțiuni de protest încă de la începutul anului școlar, urmând ca pe perioada anului să mergem chiar până la, dacă nu ne obținem drepturile care le solicităm, să mergem până la grevă generală. Am început cu pichetarea sediului prefecturii lor din județe ca un semnal de alarmă pentru cei care conduc țara că probleme sunt în învățământ și datează de mult. Aleșii locali trebuie să conștientizeze și dumnealor de existența acestor probleme și să informeze mai departe conducerile de partid care sunt înregimentați politic și parlamentarii noștri, care pentru aia au fost trimiși acolo să ne reprezinte. Care ar fi principalele revendicări? În primul rând, venim pentru 2017, găsim guvernul cu mâna în buzunarul nostru, cu banii pe sentințele judecătorești, ultima tranșă pentru marea majoritate de 35% din suma pe care o aveam, ceea ce înseamnă la un profesor cu gradul 1, deci și cu vechime, undeva la 5.000 de lei, între 4 și 5.000 de lei. Bani de, conform eșalonării pe care a făcut-o guvernul condus de Ponta acum 5 ani, acesta era ultimul an în care trebuia să primim acești bani. De la Grindeanu ni s-a spus că el n-a știut când a constituit bugetul pentru 2017, nu a știut că există sentințe neachitate și de-aia nu a prins banii în buget. A promis că la rectificarea din luna iulie-august a venit celălalt guvern, au spus că nu au bani și ne-au promis că ne vor da în luna noiembrie. Nu putem să credem, putem să avem încredere în astfel de promisiuni. Mai mult, cadrele didactice, deci primim acele sporuri care vorbeam în prima parte a emisiunii, de sporul pentru dirigenție, pentru gradațiile de merit, pentru doctorat, care la ora, deci în 2017 s-au calculat la nivelul salariului din decembrie 2016, niciun caz la salariul pe care l-am avut începând cu 1 ianuarie 2017. Undeva un profesor cu vechime, gradație de merit, dirigenție, pierde undeva la 2000 de lei pe an, 200 de lei pe lună. Și nu s-a făcut nimic. A spus că nu se poate, că nu au bani, dar este un drept stabilit prin lege care spune pentru profesorii cu gradație de medii primesc procentul ăsta. Ai 10% pentru dirigenție din salariul de bază, nu din salariul de acum un an de zile.
Deci e legea. Știți ce mai care este și percepția oamenilor? Că profesorii mai au, pot să mai facă o pregătire, mai au nu putem merge. Venituri suplimentare din așa nu ceva. Nu putem din merge de activități. Pe veniturile din meditații, pentru că nu toată lumea fac ce meditații, în primul rând. Deci e vorba de profesorii de diferite discipline care sub nicio formă nu fac, n-au cum să facă importanța obiectului sau obiectul pe care îl predă nu face parte din evaluarea națională sau a examenului de bacalaureat. Plus că sunt profesori în mediul rural unde interesul pentru învățătura al familiei este mai puțin, sau acolo unde sunt copii care au rămas acasă cu bunica, părinții fiind plecați în străinătate, iar la fel ce educație poate să primească acel copil, ci ei ne-i trimit la școală să învețe școala carte. Profesorul învață, dar cât poate și el. S-a făcut o statistică câți profesori beneficiază de sau efectuează aceste meditații? Nu știe nimeni cât sunt, pentru că profesorii sunt probabil solicitați în funcție de cunoștințe, de valoare au toți profesorii, dar cum sunt și de locul în care își desfășoară activitatea, locul că unde asta este locul în care își desfășoară activitatea, că nimeni din Târgu Jiu nu o să ducă copilul la pregătire la un profesor de la din mediul rural, nu că nu ar fi bun acela. Dar tinde întotdeauna ca să-l ducă la un profesor din școală sau de la altă școală, nu la alți profesori. Deși profesorii aia din mediul rural muncesc mult mai mult decât profesorii din mediul urban, pentru că spuneam mai devreme vis-a-vis că în mediul rural sunt foarte mulți copii în care și transportul, familiile, nu știu cum se mai decontează acum, care mai situația cu decontarea transportului, pentru le mai, sunt cheltuieli destul de mari ca să vină școli, să ajungă la sunt școli care decontează, consiliul locale, că practic consiliile locale trebuie să deconteze naveta. Dar sunt obligați prin lege? Sunt obligați prin lege, dar dacă există sentință, bine, o achită, dacă nu, așteaptă o lună, un an întreg, de exemplu, plopșorul. A trecut un an de s-a încheiat anul școlar, au trebuit să facă acțiune în instanță să-și recupereze banii pe navetă. Vor câștiga primăria. Care sunt primările care nu acordă acești bani? Momentan sunt știu multe. De la... Nu mai sunt multe, au înțeles mare parte din adică, primării. Adică, mă gândesc că banii tot trebuie să-i achite. Până la urmă, vor achita. Profesorilor, dar mi se pare să-i plimbi pe oameni pe la instanțele de judecată, să întocmească hârtii. Din păcate, nu, foarte multe documente adică, pentru care ce? Trebuie că cerute. Tot, da. Ne mai confruntăm cu o situație în care guvernul nu vrea să înțeleagă că au să ne dea niște bani pentru dobânda la aceste sentințe judecătoreștilor. Banii noștri au stat la ei ani de zile și avem sentințe judecătorești pentru plata dobânzilor. Mulți profesori au făcut deja, au apelat la un executor judecătoresc pentru a executa școala, să-i plătească acești bani pe dobândă. Am văzut o adresă a unui executor judecătoresc către o școală în care avea să-i dea să recupereze 1000 de lei pentru profesorul respectiv ca dobândă, iar cheltuielile erau 8
sute de lei. Deci de, pentru mai mult de respectiv. Jumătate din suma pe care trebuie să o execute, îi vor reveni executorului judecătoresc. Și guvernul asta nu înțelege că în final, când se ajunge la limită, toți profesorii vor face, vor apela la un executor judecătoresc. Și se va bloca sistemul. Și blocând sistemul, odată intrând în executare, deja statul va trebui să plătească încă pe atât ca să, pentru executarea respectivă. Deci soluția ar fi cât mai urgent rezolvată problema fără să ajungem să punem executor. Va trebui, într-adevăr, e o problemă de legislație aici, că nici în cadrul proceselor instanțele de judecată au scos din proces consiliile locale și a rămas decât școala. Ori școala nu poate ca să facă nu are plăți, jurist, nu are reprezentant legal să meargă să... Nu e vorba de asta, e vorba că ei nu pot să facă, n-au plăți prins să facă aceste plăți pentru dobânzi. Ei au pentru salarii și cu asta am încheiat. Restul sunt ale consiliului local care nu sunt parte în proces. Ori atunci de când ministerul, ori ministerul va trebui să schimbe legea ca să poată să plătească aceste dobânzi. Care... Și dacă nu se grăbesc, vor plăti în loc să-și plătească atât cât trebuie dobânda, vor plăti aproape dublu, că trebuie să plătească și executarea. Care este starea de spirit în rândul profesorilor? Pentru că mergeți în teritoriu, vorbiți, aveți, purtați discuții cu aceștia. Da, chiar astăzi am fost în zona de la Dănciulești, pe toată Valea Maradiei, în școlile din, de la Crușes, de la Hurezani. Toată lumea a sperat în această lege a salarizării unitare. Toată lumea a sperat pentru că noi, sindicatele și am căzut... N-ați primit nimic nu, din noi, toate aceste creșteri care nu, au avut loc? Deci în programul de guvernare era prevăzută o creștere cu 50% a salariilor de la 1 iulie. Salariilor din învățământ, vorbim de... De învățământ. Da. Când s-a creionat această lege a salarizării, guvernul a spus nu, vă dăm 20% la 1 iulie și 30% la 1 ianuarie. Negocierile care au fost pe legea salarizării au fost așa, pretențiile învățământului. Debutantul să aibă de două ori salariul minim pe economie, iar profesorul peste 30 de ani vechime să aibă de două ori și jumătate salariul debutantului. Iar în interiorul acestora să se facă reglarea pe, pe trepte și pe gradele didactice. S-a respectat, tot da de acord, în final au spus nu vă putem da 50% de la 1 iulie, vă dăm 20% și 30%. Asta a fost în ultima zi de negociere, înainte să intre în dezbatere în Camera Deputaților. A doua zi în Camera Deputaților au venit cu altă lege. Deci cu sindicatele au negociat o lege, dar în Camera Deputaților... Altceva. Nu, era altceva. Deci de seara până dimineața n-au schimbat-o atunci. Ei au știut foarte clar cu ce intră în Camera Deputaților și ea că au ajuns în a doua zi după toată lumea a rămas așa cum că am negociat altceva. Și au zis nu, 20%, 25% de la 1 ianuarie, 20% de la 1 martie 2018. Și vă așteptați chiar să respecte aceste termene? 1 ianuarie având și în vedere, martie? Având în vedere deci că nimic din cam 50%, da, creșterea, spuneți, da, în perioada următoare. Nimic din ceea ce am... Ar trebui 25% de la 1 ianuarie, dar dacă vine și acea trecere a datoriilor de la plății de la angajator la angajat, vom avea o creștere undeva de 3-4% dacă va fi, deși după unii care nu au calculat nicio... spun că va trebui să mai dăm să și mai din dăs ce avem.
Apoi, ce stare de spirit să fie în condițiile în care de la începutul anului acest guvern ne-a mințit de fiecare dată? Colegii noștri trebuie Păi să înțeleagă nu e acest, că era fostul guvern, acum e altul. Vorbiți că. Acum este, păi, același vorbiți lucru de a făcut guvernul Grindeanu, da? și guvernul Acum e Grindeanu guvernul Tudose, să și vedem guvernul Tudose. Cât o să mai fie și guvernul acesta, că atunci că sunt anumite probleme și iar se și schimbă discuții. și iar numai în ultimii 2 ani am avut 4 miniștri la educație. Unul dintre el, Dumitru, cred că nici măcar nu s-a deranjat să se întâlnească odată cu inspectorii generali din județe. Să-i vadă la culoare. Bă, eu... Păi dacă stau 3-4 luni, ați văzut. 3-4 luni în guvern, vine altul... Da, nu rezistă foarte mult. Adică colegii noștri, da, să colegii noștri și trebuie ce să speranță. Vadă. Colegii noștri trebuie să vadă aceste lucruri, să înțeleagă că și să nu se mulțumească, n-au de unde. Așa cum spunea Dragnea, să spui, cadrele didactice ar trebui să înțeleagă că țara trece printr-o situație delicată și nu pot să-și permită să mărească salariile. Dar de ce nu a pus această problemă? Să fi pus problema asta când și-au mărit la ei. Ei trebuiau, erau primii care trebuiau să se gândească dacă există posibilități financiare. Sunteți hotărâți să mergeți până la capăt, până la greva generală, cu protestele? Până la greva generală, probabil vedem care sunt demersurile care se fac cu acest regulament de sporuri. Probabil și negocierile vis-a-vis de ce se va întâmpla la rectificarea bugetară din noiembrie. Dacă merg tot în ritmul acesta și cu rezultatele acestea negative care le avem, probabil vom organiza un meeting în București, urmând ca după aceea, eventual, cu 1 ianuarie sau să începem anul cu o pauză. Știu că aceste manifestări sunt sau apelează aceste manifestări în cazul examenelor. La sfârșit de an apar astfel de Cea mai mare grevă din învățământ a fost în 2009, cred, în care am stat 3 săptămâni în mijlocul iernii. Deci înainte să luăm vacanța de la semestru 1. Și perioada de ianuarie este perioada de evaluări înainte de a se încheia semestru școlar. Nu este chiar la îndemână să nu închei un semestru, urmând mai departe, vom declanșa atunci, vedem ce putem obține și oamenii trebuie să înțeleagă, trebuie să vină în spatele liderilor de sindicat cu atât mai multă putere de convingere au liderii noștri de sindicat, dacă știu că au în spate cadrele didactice. Deocamdată, deci, așa cum am explicat, liderii noștri au mers pe negociere, pe înțelegere și au dat dovadă. La limita răbdării, deci până când la urmă. Am înțeles și când, dacă vorbim una și facem alta, vă dați seama că de acum înainte va trebui să trecem la fapte. Au fost încheiate contractele colective de muncă la nivelul școlilor. Știu că sunteți așa într-un periplu la mai multe unități pentru a rezolva această problemă. Un contract de muncă care la nivel național expirase din luna noiembrie 2016 a fost negociat cu vechiul ministru al educației, care atât de mult l-a interesat acest contract, prin dumnealui trebuia ca să-l depună, să-l înregistreze la Ministerul Muncii.
lucru care la Ministerul Dialogului Social, lucru pe care nu l-a făcut, l-a aruncat undeva într-un birou. Dar nu sunt obligatorii la nivel de... Normal, era negociat, trebuia înaintat și înregistrat la Ministerul Dialogului Social. Când a venit nou ministru, nu mai găsea nimeni contractul colectiv care a fost negociat. A urmat iar la fel. Da, a urmat iar la fel o perioadă în care noul ministru a trebuit să negocieze din nou, să se întâlnească, să-l vadă, că acesta trebuia, nu putea să înainteze la Ministerul Dialogului un contract care era semnat, negociat de alt ministru. Și iar o perioadă, în fine, au fost trecute aceste etape. Noi, la nivel de județ, am negociat împreună cu inspectoratul școlar, iar de la 1 septembrie toate unitățile școlare trebuie să încheie contract la nivelul unității respective. Noi am făcut toate diligențele, liderii de sindicat s-au constituit și împreună cu conducerile unităților școlare au constituit acea comisie paritară pentru negocierea contractului. Sunt încheiate, sunt semnate. În perioada următoare urmează ca directorii unităților de învățământ să meargă să le depună la Inspectoratul Teritorial de Muncă, iar eu, într-adevăr, am un periplu în care trec prin toate unitățile școlare, odată cu semnarea acestui contract, să stau să discut și cu colegii din teritoriu, mai aflăm câte ceva. Există, și din problemele care sunt. Există un termen limită până la care pot fi depuse aceste contracte? Nu există un termen limită, dar școala, fiecare unitate școlară, în cazul în care nu face acest lucru, nu depune contractul, riscă cei de la sancțiuni? ITM pot să sancționeze conducerile unităților. Apropiem de finalul emisiunii, spuneți-mi, vă rog, care mai este situația școlilor din mediul rural, pentru că acolo sunt cele mai multe probleme. Acum a apărut o nouă reglementare cu privire la acea autorizație pentru incendiu pe care trebuie să o aibă școlile. Cred că acele condiții nu le poate îndeplini nicio unitate școlară. Și vorbiți de mediul rural, dar nu de mediul... Sau cred că și în mediul urban, nici în mediul urban nu le îndeplinesc. Să ne vorbim în primul rând despre că încă mai există toalete în fundul curții, sunt acele conducte, acele hidrante lipsesc în foarte multe școli, niciodată nu vor fi avizate, acestea nu vor primi, mai ales după evenimentele care au fost, s-au întâmplat în anii trecuți, gen colectiv și altele, nimeni nu mai avizează. Vor trebui absolut în toate unitățile școlare investit pentru a se face acea rețea de alimentare cu apă, a hidranților, a sistemelor de protecție, de avertizare în caz de incendiu. Sunt școli care funcționează în alte locații. Știu că la Turbura parcă există o situație de acest fel. Funcționează provizorul într-o altă locație. Nu știu dacă mai există astfel de situații. Nu, spații școlare noi avem peste tot. Sunt multe spații școlare părăsite din lipsa populației școlare. Populația școlară a scăzut foarte mult. Astfel, e un obiectiv al sindicatelor să solicităm modificarea legii educației cu scăderea numărului de copii în clase, pentru că în mediul rural din ce în ce mai greu se formează aceste clase și este păcat ca să pui două, trei clase cu un singur profesor să predea.
să predea pe simultan. Este, cum să zic, este o spoială a procesului de învățământ, pentru că în timp ce predai la o clasă, alți copii trebuie să scrie, dar sunt atenți la ce predă la celălaltă vorbiți clasă. Este, ne furăm căciula și după aceea, simultan, când ajung de simultanul care da. Este și când ajung copiii la sfârșitul ciclului de învățământ, ne mirăm de ce notele sunt sub 5 sau bacalaureatul luat așa cum este luat, iar în învățământ vor ajunge și din cauza salariilor care sunt, vor ajunge acei copii care au luat 6-7 la bacalaureat, niciodată nu vor ajunge cei mai meritorii studenți. Nu sunt salarii atractive ca să vină să atragă pe cei mai buni elevi. Trebuie să ne oprim aici. Mulțumesc pentru prezență în cadrul emisiunii noastre. Doamnelor și domnilor, mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă doresc să aveți un weekend plăcut, pentru că noi o să ne reîntâlnim marțea viitoare, tot de la ora 21 la Gorj TV.